Povestea impresionantă a lui Maurizio, un pacient muribund aflat în stare critică în secția de terapie intensivă de chirurgie cardiacă. Simțind că sfârșitul este foarte aproape, bărbatul a cerut să se căsătorească cu partenera sa, care dăruise un copil în urmă cu 2 luni, dar apoi vine cadoul cel mai așteptat de nuntă, o inimă nouă. Conform știri diaspora.ro, Maurizio, în vârstă de 47 de ani, a fost internat în luna iunie la un spital pentru un infarct ventricular stâng masiv. A primit un tratament inițial și a fost transferat de urgență la unitatea de terapie intensivă postcardiacală din Torino. Starea sa s-a înrăutățit și devine necesară implantarea unui sistem de asistență circulatorie mecanică pentru a-l stabiliza. Strategia funcționează, viața este salvată, dar treptat apar probleme legate de terapia cu coagulant necesară pentru ECMO, ceea ce necesită o cerere urgentă pentru o nouă inimă. Așa că pacientul a fost pus pe listă pentru un transplant național de urgență prin intermediul Centrului Regional de Transplant din Piemont, dar nu se știa când și dacă va fi transplantat vreodată. Bărbatul a devenit tată în urmă cu câteva luni, dar simte că moartea se apropie și astfel cere să se căsătorească cu partenera sa Silvia, în vârstă de 42 de ani, chiar în momentul în care este intubat și internat la terapie intensivă. Căsătoria este definitivă ca fiind de la sfârșitul vieții și este sărbătorită după amiaza de către ofițerul de stare civil al municipalității din Torino, cu baloane și inimioare roșii luminate de lumina diafanoscopului, aparatul care luminează radiografiile și care se află chiar lângă patul său, o nuntă fără flori cu un fund al făcut doar din fotografii ale fetiței sale de numai 2 luni. Alături de el se află mireasa cu un buchet special realizat din căpăcele colorate ale tuburilor pentru probe de sânge. Se căsătorește intubat în secția de terapie intensivă de chirurgie cardiacă în stare critică, apoi primește cea mai mare surpriză, un cadou de nuntă neașteptată din partea destinului, o inimă compatibilă pentru transplant. Un adevărat cadou de nuntă, notificarea de către Centrul Național de Transplant a unui donator compatibil. De acolo au început pregătirile nu pentru recepția de nuntă, ci pentru organizarea transplantului, relatează știri diaspora.ro.